De obicei, contribuabilii iau cu asalt ghișeele serviciilor de taxe și impozite din primării chiar din primele zile ale lunii ianuarie. Cei mai grăbiți să-și achite dările sunt pensionarii care vor să scape de grija datoriilor. Încă de luna trecută, reprezentanții primăriei Râmnicu-Sărat au anunțat cetățenii că în primele zile ale lunii ianuarie nu se vor face încasări pentru 2015. Primele încasări le vom face începând cu data de 12 ianuarie. Reprezentanții primăriei spun că a fost nevoie de această măsură dintr-un motiv întemeiat. Se face transferul de date ale anului 2014 în 2015 și avem nevoie de o perioadă de verificări despre modul în care au fost preluate debitele în aplicația anului 2015. La fel ca și în anii trecuți, cetățenii care își vor achita taxele și impozitele în primele 3 luni ale anului vor beneficia de o reducere de 10%.